El? Nu mi-e frică de nimeni. Bine, baftă multă! Trecem la cel de-al doilea, Cristian Radu Piatra Neamț. 110 kg, 1,85 35 de ani, necăsătorit. Ești instructor de culturism la o sală. Da. Presupun că antrenamentele sunt mai mult cu fiarele. Și nu, mai mult dure. Și foarte dure. Da. Ești, văd, hotărât să îi rup mâna adversarului. Super hotărât. Unde? De ce ți se spune șapcă? Am avut o șapcă. Atât. Atât. Toată viața. Nu, atât. Atât. Hai. Basta mult, atât. Mersi. Ceva la coloana asta o să zic ăștia pe fundal. Thank you.
am fost furat, adică nu credeam, sunt sigur. Poate din cauza faptului că sunt din Moldova, poate din cauza faptului că n-au fost arbitri, poate din cauza faptului că nu mai știu ce cauză, asta e. Mai am șansă. Mai am o șansă, dacă mă fur la fel, plec acasă. Victorios, în ghilimele. Asta e. Oricum ești printre cei mai buni și noi o să te ținem minte ca pe un tip bătăios care s-a luptat pentru șansa lui până la capăt. Mulțumesc. Cu fair play, sper. Da? Tu, dimpotrivă, ai fost foarte calm. Da, eram de fapt o fiară pe dinăuntru și calmul doar îl afișam pe din afară. Cum te simți în jucătoare acum? Normal. Normal? Da. Meritam să câștig, era mai bun. Am mai multe meciuri, nu doar unul, și o să încerc să le câștig pe toate. Urmează din nou un meci în care cei doi au deja o înfrângere, deci cel care va pierde acest meci va fi eliminat din concurs. Marina Alexandru. Cu cel de-al doilea, Radu Cristian. De ce refuz să te bați? Nu mai vor mușchii mei. Uite asta, nu mai vrea. Okay. Supărat. Invităm cei doi cyber să-l conducă spre ieșirea, ai fost eliminat din concurs. Ai câștigat și mergi în continuare. A fost a doua șansă a ta. Am spus că o să merg mai departe. Cât de departe vom vedea? Nu, mă limitez asta. E de ajuns. Nu crezi că vei urca mai sus în clasament? Nici nu vreau. Ok. Sunt mulțumit. Ești destul de modest. Ai pierdut acest meci, ești al 10-lea în clasament. Din păcate pentru tine, deși ești foarte puternic din moment ce ai ajuns în primii 10, ai fost eliminat din această competiție. Așa că invităm Cyborg să te elimine din concurs. Sunt nervos. Nu? Nemulțumirea, care e? M-a pus pe drept, e mai bun. Încă e mai bun. Știi că te așteaptă Cyborg să te ducă afară să te elimine din concurs? De asta mi-e cel mai frică. Da? Da. Oricum, felicitări, ai ocupat locul 7 în acest concurs foarte dur. Da. Cyborg! Turi în anglie. Hai, dă! Zef, Zef! John, dă ceasul, tata. Da, să puțin așa să fac și eu. Prima sau? O denumim ghinion. O denumim ghinion. Nu e bine, n-am zis bine, a? O denumim noroc? Nu. Mâncați aici pula ta, Zefi! Ai auzit? Da, frate! Zâmbitor, n-are nicio treabă. A făcut și cu Mica de la Montuga. A făcut o luptă și cu doi deodată. Asta e. Noi mai încercăm următorii 30. Și dacă îi dobor pe toți, Radu Valahu, al 101-lea, dalmațian. Dacă îi dobor pe toți? Dacă îi dobor pe toți. Dacă! Sportul înseamnă surpriză. Și tu ții cu surpriza, a? Păi normal. Haideți să vedem următorul. Următorul concurent, cu numărul 71. Cei din urmă vor fi cei din tăi. Pumnii la centru, mai la centru, mai la centru, aici. Încheieturile. De unde ai venit? De unde? De la mare. De la mare. Mai la centru, mai aici. Aici. Atenție, go! Mersi. Foarte bun. S-a terminat. Haide, mă. Hai, hai cu tata, da? Nu mai intră. Atenție. Oh. E ok? A fost ok? Ești stânga. După, poate. Hai și cu stânga. Ești stângaci? Și ești stângaci? Hai. Nu. Ești una așa. Atenție. Go. Să spun care dintre mine mai tare? Da. Pe trage. E ok? Mai vrea! Uite, încolo trebuie să te uiți, încolo! Tăi, trage! Hai! Foarte tare! Top! Foarte! Cum e mâna? Bună!
Ok. Mersi. Cum a fost, Ioan? Vino puțin încoace. N-ai fost prea lămurit de la început. Nu, încă am 18 ani și o să mai revin să mai fac cu el. 18 ani ai? Da. Deci mai te mai antrenezi? Văd că ești destul de antrenat, dar pentru Ion mai trebuie. Peste 2 ani. Peste 2 ani, auzi. Te prinde peste 2 ani, Ioane. Radu. Aici. E pregătit omul, ca să știm. Toți sunt pregătiți. Toți sunt, doar să creadă în ei mai mult. Până acum... Luptați-vă, mă, băieți. Salut. Hai să ne spună cum ai ne cheamă. Ai mai practicat vreodată? Nepotul lui John Brezen. Deci clar, știe despre ce e vorba. Relier. Se vede la față. Deci, hai, luați priza. Luați priza. Centru. Ai mai făcut Scannenberg? Da. Cu cine? Cu cine? Pune-ți o dorință să-l pui pe Ion. Poate ți se îndeplinește. Atenție, go! Ce să vin partea asta? Foarte expresiv. Foarte expresiv. Mersi. Mersi, mă. Cum a fost? I'll be back. Deci te alegi cu multe amenințări după concursul de astăzi. Peste 2 ani, va la show următor. Radu, pe cine ai acolo, domne? Ia uite, Radu, ce invitație are. Radu, ce faci acolo? Ne jucăm un pic. Și l-ai antrenat, l-ai încălzit, l-ai... Crezi că are nevoie de antrenamente? Eu nu m-am antrenat. Haideți să stăm de vorbă cu Cătălin Moroșanu. Hai, tată, la luptă! Faceți priză? Ușor, ușor. Băi! Băi! Stați, bă, cu mine! Ce e, bă? Băi! Băi! Stop! Ce e asta aici? Potoliți-vă! Bă, vă iau masă! Bă, vă iau masă! Păi nu rupi degetul, mă! Vă bateți după! Îmi rup degetul! Treci la masă, mă! Treci la masă! Bine, bine, dar puternic, ești puternic, dar Radu, fără degete rupte! Îți dau eu unul de la mine! Nu vă bateți la masă! Sunteți pe răspunderea mea aici! Păi fii corect, nu... Îmi s-a rănit tragi rumanesc în cap! Un copil... Ce mișcare, că prea mulți nu mai fac mișto mișcare. Fahire, dar știi care e problema? Multă lume deja abia așteaptă, s-a făcut o mică coadă pentru a se bate cu tine. Chiar avem o surpriză pentru tine. Venit din Spania, ne-a spus, proaspăt ajuns, este, s-a prezentat ca Johnny El Diablo și este la contează. Nu contează pentru mine cine este Diablo, ne Diablo, să vină să facă cu mine. Hai, face bine să te întorci, Fahire, pentru că e fix în spatele tău. Fahirule, te caut de mult timp, îmi datorezi o revanșă. Pentru aceasta eu am venit aici de peste mărți și țări să te provoc. Ce acum, până aici? Te ești de meu! Fost campion la culturism, Junior Diablo, ești condamnat la moarte! Vrei drumul de aici, mergem până aici! Refuzul tău! Vă treci dușmanul, mergem până aici! Refuzul tău te-a condamnat la moarte! Ce moarte? Uite, mă, drumul de aici, mă! Păi nu, aici, ce caută-ți aici la mine? Nu faci cu mine, la o luptă grea! Nu faci cu mine, cine? Nu cu 10 aici, nu cu cântăreți! Ce cântăreți? Cu un braț de fier adevărat! Dă-te doi afară pe ăsta! Ești un om mort, fachirule! Ce mort, mă, dumneavoastră? Fă-ți o bară! Dă-te afară! Să-ți faci testamentul! O rivalitate veche ce explodează aici în studio. Dorință! O vei spune chiar acum! Ce să spun, mă? Ești un om mort! Eu? Ești condamnat! Niciodată, fachirul nu e mort, mă! Dar nu-i afară de aici! Solește-te! Calmează-te! Sunt trimis de mesagerul celui care te-a condamnat în infernul groazei! Lămuriți-ne și pe noi un pic, Johnny El Diablo, așa cum te-ai prezentat. De unde rivalitatea cu Fahirul? De unde a plecat? Ce e cu voi? De unde atâta ură? Această rivalitate cu Fahirul este de când concuram împreună la concursurile de culturist, acesta acuzându-mă mereu că eu câștigam înaintea lui pe nedrept. Și pentru aceasta va plăti scump în fața altarului sportivilor care știu să se bată și să nu acuze. Trebuie să câștigi înainte de a acuza.
Ești un om mort, fachirule. Bă, tu ai văzut cine e fachirul în România? Fachirule, ești un om mort. Bă, tu ai văzut cine e fachirul în România? Fă-ți testament. Dați-i doi afară, nu vă spune. Ești condamnat. Bă, nu lasă-mi de fața mea. Ăsta e un om mort. Ăsta e un om mort. Singura ta șansă este ca să dispar definitiv din lumea asta. Fachire, ai deschis o cutie a Pandorei. 10 oameni se vor înscrie pe www.sport.ro zilele următoare și dintre ei pare deja se anunța un nume greu de tot, acest Johnny El Diablo, așa cum s-a prezentat el aici la noi în platou venit. Iată, cum ai zis că te bați cu oricine, deja s-au găsit oamenii care să te provoace, Fachire. Nu se anunță vremuri bune. Hai, Fachire, că am ceva pentru tine. Nu, dacă nu o făceam pe asta, nu mă simțeam bine. Da, se anunță așadar o mare provocare din partea fachirului din Periș, la care va participa și Valacu. Vom avea practic 20 de meciuri de Scandenberg într-un super maraton pe Sport.ro, iar noua amenințare din Scandenberg poartă numele de Diablo și vom afla probabil mai multe despre el în perioada următoare. Recapitulând un pic ce s-a întâmplat în această seară, 4-2 pentru fachirul meciul său cu Camara, 4-2 pentru Valacu în meciul cu rusul și un nou superstar la orizont în lumea Scandenbergului. O seară plină de evenimente. Încheiem aici și ne dăm întâlnire într-un viitor foarte apropiat pentru a vedea aceste două super provocări pe care le-au promis Fachirul din Periș și Radu Valacu. Atât pentru moment, rămâneți în continuare pe sport.ro. Numai bine!